Doza de speranță pentru astăzi vine din Psalmul 103, versetul 4. El, spune Scriptura, îți izbăvește viața din groapă. Foarte interesantă expresia aceasta, imaginea aceasta. Și aș vrea să te întreb: ți s-a întâmplat vreodată să cazi într-o groapă din care să nu poți ieși singur? Vedeți, de-a lungul istoriei au fost mulți oameni care au ajuns în gropi de unde n-au mai putut ieși. Și Biblia vorbește despre un tânăr care în urmă cu mii de ani a fost aruncat în groapă de propriul lui fraț. Foarte trist, frații tăi să te arunce într-o groapă cu gândul să te lase acolo. Dar Dumnezeu l-a scos din groapă, tot prin ei, pentru că l-au vândut în Egipt. Asta este parte din istoria vieții lui Iosif. Mai târziu, un alt tânăr, Daniel, ajunge și el în groapă. Aruncat într-o groapă, de data aceasta, nu e o groapă goală, ci o groapă cu lei. Aș vrea să te provoc să îți imaginezi următorul scenariu. Imaginează-ți că ai căzut într-o groapă de unde nu poți ieși singur. Și imaginează-ți că pe lângă tine ar trece un hindus. Știi ce ar spune hindusul? Meriți să stai acolo. Ai ajuns în groapă pentru că, într-o viață anterioară, tu n-ai știut cum să trăiești bine. Și tocmai de aceea, acum îți este greu. Și dacă nu o să trăiești bine acum, o să ajungi mai rău. Așa că, din partea lui, niciun fel de compasiune. Să presupunem că pe lângă groapa ta ar trece un musulman. Știi ce ar putea zice musulmanul? ai ajuns acolo pentru că l-ai supărat pe Allah și Allah te-a aruncat în groapă. Merit să stai acolo. Poate pe lângă groapa ta ajunge să treacă unul ce face parte din mișcarea New Age. Știi ce ar gândi el? Poate ar încerca să-ți spună, crede, crede că poți să ieși singur din groapă. Dacă tu o să crezi cu adevărat, o să ți se întâmple și o să poți ieși din groapă. Ei bine, în ciuda faptului că unii cred, groapa este atât de adâncă încât nu poți să iasă din ea. Dar cel mai important lucru, ce se întâmplă atunci când Hristos trece pe lângă groapa în care tu ești căzut? Știi ce face Hristos? Hristos îți întinde mâna ca să te scoată din groapă. Da, Domnul poate să te lasă în groapă o noapte sau o săptămână sau câteva zile, mai mult sau mai puțin, de acolo poți să vezi cerul, privești în sus, te rogi, înveți anumite lecții, dar cu siguranță că dorința lui este să te scoată din groapă. De aceea psalmistul spune, El, Domnul Dumnezeu, Iisus Hristos, El este cel care îți întinde mâna și te scoate din groapă. Dragul meu, s-ar putea să fii într-o groapă chiar în momentele acestea. Poate în groapa deznădejdii, Poate, poate în groapa descurajării, poate că ești în groapa sărăciei, te întrebi, cine mă va scoate de aici? Poate că ești în groapa singurătății, poate că ești într-o altă groapă unde ai ajuns din neatenție sau te-a împins cineva înspre acolo și întrebarea ta este, cum voi putea ieși de aici? Există vreo soluție? Aș vrea să te încurajez să privești în sus și la un moment dat, va apare Iisus va apare Dumnezeu într-un fel sau altul și când va veni El în dreptul gropii tale știi ce va face? Nu va astupa groapa, nu te va apăsa pe tine acolo ci îți va întinde mâna ca să ieși afară din groapă. De aceea Scriptura îl numește Salvatorul, Mântuitorul pentru că El ne întinde mâna ca să ieșim din groapă poate ești în groapa fără de legilor a păcatului a unui viciu uite-te în sus, în dreptul gropii tale o să se oprească Isus Hristos și o să-ți întinde mâna. Nu pierde ocazia. Întinde-i și tu mâna și strigă, Doamne, scoate-mă de aici. El îți izbăvește viața din groapă.